Aici avem un power unit unde este încărcătorul, invertorul, tot ce e legat de electronică. Așa, este destul de simplă. Dedesubt noi, uite, aici am înlocuit compresorul cu un compresor electric. Și dedesubt e motorul electric, se vede aici. E mult mai mic decât un motor termic, ăsta a rămas spațiu. Cutia asta poate ar putea fi micșorat foarte mult. În loc de un alternator avem un convertizor DC-DC de la tensiune mare, de la până 170 de volți, ne dau un 12 volți aici. Pe bord am înlocuit casetofonul pe un Car PC cu Android. Și aici poți să vezi state of charge, aici câți kilometri mai avem, tensiune totală, putere instant, bine, și câteva informații care le folosesc mai mult pentru mine, sau câte cicluri are pacul de baterie, 97 de cicluri. În rest, bordul a rămas la fel și merge la fel. Bineînțeles, nu are schimbător de viteze, au rămas acolo două butoane, s-ar putea pune și altceva. Ce fac butoanele astea? Mers înainte și înapoi. Mașina asta are și niște baterii în portbagaj. Următorul model nu o să fie nicio baterie în portbagaj. Mașina asta are 35 de kWh. Prinde o viteză de 110 la oră, dar e limitat acum electronic, dar e mai bine așa. La mașină electrică nu are rost să meargă cu viteză mare, că consumul se ridică foarte mult și nu mai are autonomie. La orice mașină electrică nu contează. Autonomia este de în jur de, să zic, noi facem 200 de kilometri ușor, real, și până la 250. Așa, în orice condiții, 200 de kilometri, fără nicio fel de problemă. De ajuns pentru a veni în București, mai încarcă un pic și plecă înapoi în Pitești. Avem doar un singur încărcător, s-ar putea trece la trifazat sau fast charge. Pentru următorul model, asta se încarcă peste noapte, 5-6 ore în funcție de cât e de descărcat.